După experiența de data trecută cu șantierul, spre sfârșitul construcției, vă spun sincer că îmi venea să vomit șantier după fiecare pahar de apă băut. Atunci am realizat în sfârșit că meseriașii pe care îi blamăm că ne usucă de bani, de fapt nu fac decât să ceară un preț corect pentru greul muncii lor. Munca pe șantier nu este deloc ca și cum ai face yoga pe plajă. Ea îți scoate toată energia, te pune în genunchi și te expune la mai multe pericole decât un film de acțiune indian. Ca și afacere, când lucrezi în construcții, riști enorm, deși pe margine pare că meseriașul se îmbogățește imediat. Realitatea este că depinzi de atât de mulți factori, încât falimentul unei firme de construcții este mult mai aproape decât succesul acesteia. Și dacă e să o luăm pe aia dreaptă, dacă meseriașii s-ar îmbogăți atât de repede pe cât credem noi beneficiarii, atunci cu siguranță România nu ar mai duce lipsă de forță de muncă în construcții. Revenind la șantierul ce a trecut și la altul ce este prezent acum în curtea noastră, nu vreau să vă spun decât câteva aspecte mărunte la început. Facem în cadrul pensiunii Diana o extindere de terasă ce va fi semideschisă cu multe ferestre și implicit lumină. Am hotărât să facem această extindere tot cu structură metalică ușoară, motivul principal fiind că astfel nu vrem să fim nevoiți să depindem de meseriași care au obiceiul să dispară în zilele cu soare. Întrucât lipsa lor este destul de mare, am vrut să avem posibilitatea să facem cu mânuța noastră această terasă atât cât se poate. Și cu instrucțiunile din cutie și cu un pic de pricepere în construcții, poți să asamblezi această structură mai ușor decât poți să faci o pizza congelată. Am muncit 2 zile în 2 oameni și în anumite momente și un al treilea, care ne-a ajutat la ridicatul pieselor mai grele la partea de acoperiș. În tot acest timp am avut niște revelații, ca să le zic așa. Structura este o adevărată minune, este atât de ușor și rapid de montată, încât până la un moment dat îți face chiar o deosebită plăcere că te ocupi chiar tu ca beneficiar de ea. Nu depinzi de meseriași, așa că dacă nu îi găsești sau dacă prețul de montaj ți se pare mare, poți contribui chiar tu la ridicarea unui astfel de Lego. Mulți se potihnesc în tot felul de detalii și nu se mai hotărăsc niciodată cum și cu ce să construiască. Viața, dragilor, este mai simplă de atât și deși detaliile sunt într-adevăr importante, casa perfectă și sistemul perfect de construire nu există. Poate doar celebrele tuneluri prin munții Carpați. Dacă vrei să vezi cum am construit, cum ne-a ieșit această terasă într-un final, cât a costat și ce probleme am întâmpinat, dă un like, dă un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!